Și lovodă, și ștere, și sau salată din asta de grădină, cu borș. Păi da? Borș cu salată? Păi, de ce bună! Tăiam, deci culegeam, le spălam, tăiam mărunței și puneam la un pic de fert, așa, ca să, că era, nu se fierbe bine dacă amesteci așa, cârțâie cumva, așa, un pic, da. Am fert un pic, am pus ulei și ceapă călită și am călit salata aia și în timpul ăla fierbea borșul și am băgat acolo. Și după aia, la urmă, am dat câteva, normal, pătrunjeni din astea ce aveam noi. Și fidea, nu? Și un pic de fidea și cu un ou am tăiat, adică am bătut ou cu un pic de apă și turnam acolo ca să iasă arda. Ce bun era! Mămăligă, o mămăligă mare cât o mămăligă cu ceamul de 10 kg. Da, era una dintre ciorghe sau borș, fără borș. Culoare, nu era cu, fără acreală, nu? Nu, cu borș am făcut. Cu borș, dar fără bulion. Fără culoare. Că ăștia după aia au început să spună, dar n-are culoare.